Am zis de multe ori multe lucrări și după aia le-am rezolvat prin artificialități. Știi? Mi-a plăcut, mai ales că în general când mă duc la conferințe sunt speaker și vorbesc cu publicul. Acum a fost o discuție între mine și Marta Ușurelu, redactor. Și mi s-a părut mult mai degajat așa și mai lejeră conversația. Foarte drăguț, mi-a plăcut. Am întâlnit și oameni noi. Am revăzut și oameni pe care îi știu și mi este drag să-i revăd. Am avut o zi eficientă. Ne-a demonstrat tuturor că și-a urmat tocmai strategia și planul și el a fost unul de succes. Și mă bucur că este astăzi alături de noi la Social Media Summit, așa că vreau să o invit alături de noi pe Ana Moroda. Bun venit! Acum mi-am dat seama că nu-i multă lume în sală, că nu înțelegeam de ce sunt așa puține aplauze. M-am gândit, are you really hating me that much? Eu sunt tot timpul în backstage la, vezi că trebuie să-ți ții spatele drept, stai că ți s-a mișcat colierul, vorbește mai tare, vorbește mai încet și în același timp să fac poze de social media, pentru că bineînțeles că toate aceste evenimente în care ea este speaker trebuie să fie documentate și la noi pe canalele media. Bună tuturor celor care vă uitați la noi! I've missed you, kind of missed you, ca să zic așa, deși în acești 2 ani cred că am mai avut conferințe din astea și pe Zoom și la voi și pentru alți clienți, dar e o plăcere tot timpul să discutăm, deci zi. Aș vrea să te întreb, pentru că ești celebră, ai ajuns pe TV de foarte multă vreme, dar toată lumea te urmărește și sunt foarte mulți oameni, bineînțeles, care te iubesc, te plac, te adoră, sunt foarte mulți oameni care nu te suport. De ce ai început să faci conținut online? Și când ai început, te-ai gândit vreodată că o să ajungi aici? Da și da. Am început să fac conținut online când mă... Aulor, stați că nu-mi stă bine asta și nu pot vorbi. Claudiu, mă lași și proastă, mă. Ce? Asta la altă parte. Gata. Am început să fac conținut online în 2010, când mi-am dat seama că în România nu există niciun blogger de stil personal, dar în schimb vedeam în afară că bloggerii de stil personal fac asta ca un business, adică am văzut un pattern de business. Cred că din anul 3 am început să țin conferințe pe zona de social media, despre marcă personală, despre ce se întâmplă social media atunci. După aia, în alți ani, că s-au schimbat paradigmele, ce consider eu că e important acum. Ultima conferință pe care am avut-o a fost ce lecții de business și cum mi-am structurat business-urile în pandemie, astfel încât să nu se ducă pe copcă niciuna. Cred că din anul 3 am început să țin speaking-uri legate de business și de strategii online, știi? Nu eram neapărat încântată de profesia mea, deși mi-a plăcut foarte mult, dar nu era ceva ce mă vedeam să fac... nu era ceva ce mă vedeam să fac toată viața, pentru că fiind un empat, mă cina foarte tare și mă implicam foarte tare în fiecare proces. Țin minte că la un moment dat am câștigat un proces și eram atât de turată pe partea masculină din proces, încât a venit soția și mi-a zis: Ana, nu trebuie să-l bagi la închisoare, e ok, că am câștigat procesul, e în regulă, eu m-am dus, înțelegi? Și atunci mi-am dat seama că ar fi drăguț să fac ceva, mai ales că în mine era sângele ăsta de antreprenoriat provenind dintr-o familie de antreprenori și am făcut primul blog de stil personal din România. Am făcut asta când eram încă la Rad. Și țin minte că eram atât de obsedată să fie totul perfect ca afară, încât photoshopam și chiștoacele de pe stradă. Felicitări pentru tot ce faci. Mulțumesc. Mult succes, să iasă tot așa cum dorești și la anul poate filmăm la tine în Conac. Mulțumesc, Doamne ajută și succes tuturor și să credeți în voi și să nu vă lăsați și să nu vă fie frică să munciți. Adică nu să nu vă fie frică, să nu vă fie lene să munciți, să nu vă fie lene să munciți. Trebuie să munciți mult. Aș vrea aplauze la scenă deschisă, că n-am fost o nemernică. În fața camerei aș vrea aplauze la scenă deschisă, nu cum pleci tu pe lângă cameră. Eu am camera mea, uită-n dragă. No, hai să ne mai uităm la fete. Da, mulțumesc, ți-am zis că o să fiu drăguță, nu o să fiu o scorpie, cum sunt de obicei, că vine la conferință, vine să le zic de ce nu munciți, fă. Știi? Dar asta îți faceți mai mult loc, deci... Păi da, dar în conferință în calitate de speaker trebuie să le dai oamenilor niște conținut, adică niște sfaturi, niște... Știi? No, eu mie îmi vine să... Ce să mai vă zic? Că v-am zis tot de 6 ani și nu faceți nimic.
Și asta, săraca, e terorizată că mai am niște conferințe în care e nu știe, știi? Că eu cum sunt cameleonic, odată simpatic, odată stracu. Odată și nu... Stă, cred că cu morcovul parta, știi? Cred că de-aș lua și rochea asta, înțelegi? Dar eu zice Morodan, iar vine Morodan. Da, și eu îi spun, i-a spus acum, zic, fii atentă că vin și îți promit pe cea mai sfânt că o să fiu super drăguță și simpatică cum sunt eu de obicei. Să nu-ți faci griji. Gata, mergem. Am fost drăguță, sincer. Și mi se pare, vi se pare că am un fond de ten drăguț, nu lucesc deloc astăzi, dar nu vi se pare? Mie mi se pare, l-am găsit în casă, sunt foarte încântată de el. Pa, deci ați observat că sunt și un om de business coerent și o nebună deșteaptă și un om strateg și pe tot. Sunt practic tot. Și în acest sentiment, pa, că am treabă.